Salutare și bun venit la podcastul Vulnerabil. Sunt gazda ta, Ramona Lazar, și acesta este locul în care discut sincer și deschis cu prieteni și specialiști despre probleme, lupte și experiențe care ne schimbă viața. Plângem și râdem împreună, spunem lucrurilor pe nume, iar credința în Dumnezeu este elementul comun al poveștilor pe care le vei auzi aici. Salut și bine ai venit la episodul 20 al podcastului Vulnerabil. Sunt gazda ta, Ramona Lazar, și înainte de a-ți o prezenta pe invitata mea de astăzi, vreau să-ți spun câteva lucruri. Nu știu dacă ai ascultat episodul 0 al acestui podcast, dar în discuția pe care o aveam atunci cu soțul meu, mi-am propus să fac 20 de episoade. Astfel că, după multe săptămâni lungi, încărcate de muncă continuă, nopți nedormite, dar și multă satisfacție, iată că am ajuns la obiectivul dorit. Totuși, ca să afli care va fi parcursul podcastului Vulnerabil după aceste 20 de episoade, o să te răsfăț cu încă un episod săptămâna viitoare. Un episod în care voi răspunde la întrebările și curiozitățile tale despre acest proiect. Așa că, dacă ai o curiozitate, o să las o căsuță de întrebări pe Instagram. Te aștept acolo unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Și acum, să revenim la episod. Astăzi, stau de vorbă cu Adela Enache. Adela este soție, mama a două fetițe și psiholog. Nu am cunoscut-o întâmplător pe Adela și, încă din prima clipă, am simțit dragostea, empatia și toată capacitatea ei de a conține durerea cuiva fără judecată. Inima ei de mamă înțelege prin ce trec alte mămici și, tocmai de aceea, prin cariera ei, care este de fapt o chemare, reușește să ghideze și să sprijine mamele care trec prin văi adânci odată ce îmbrățișează acest rol. În mediul laic începe să se vorbească tot mai des despre depresia postnatală, iar cifrele din statistici cresc cu repeziciune. Problema e că în mediul evanghelic orice formă de depresie sau de anxietate este fie negată vehement, fie tratată cu superficialitate. Depresia și anxietatea sunt boli reale cu care se confruntă chiar și persoanele din mediul evanghelic. Iar asta nu e o rușine, pentru că, din păcate, nu ne alegem bolile pe care să le avem sau să nu le avem. Dacă ai trecut vreodată prin așa ceva, înțelegi exact ce vreau să spun, pentru că mamele care au traversat drumul acesta, dacă ar putea, ar alege să se bucure de mămicie fără cruda durere a depresiei postnatale. Dacă nu ai trecut niciodată pe aici, atunci te invit să asculți acest episod și să absorbi fiecare informație, ca să poți fi un sprijin pentru cineva din apropierea ta care s-a confruntat sau se confruntă cu acest diagnostic. Hai să asculți discuția mea cu Adela. Adela, bun venit la podcastul Vulnerabil! Mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu cu tine aici! Și eu mă bucur că astăzi putem să stăm de vorbă și să discutăm despre un subiect atât de important, despre care eu una, din păcate spun, nu am auzit vorbindu-se despre el niciodată în biserică. Uh-huh. Și nu știu exact când se va întâmpla lucrul ăsta, dar măcar aici, în online, să avem genul ăsta de discuții. Dar înainte de a intra așa în problemă și de a diseca fiecare detaliu, aș vrea să te prezinți, să ne spui cine e Adela, cu ce te ocupi și poate ne duci așa și dincolo de porțile profesiei tale. Numele meu este Adela Enache. Sunt căsătorită anul ăsta de 15 ani. Împreună cu soțul meu avem două fete, Hara, de aproape 11 ani, și Irene, de aproape 9 ani. Pe lângă asta am și jobul de psiholog. Mergând în călătoria asta, mi-e și greu cumva să spun că am jobul ăsta, pentru că nu-l percep ca un job. Este parte din mine și o să spun că mă simt binecuvântată și onorată să pot să lucrez cu oameni. Mă iau așa emoțiile, pentru că uneori mi este foarte greu. Este și foarte dificil, pentru că nu e un simplu job. Pur și simplu oamenii vin și își varsă uneori cele mai intime gânduri și realmente mă simt responsabilă, dar onorată. Asta e ceea ce îmi vine în minte, că oamenii au încredere să se arate pe ei așa cum sunt, să fie vulnerabili. Și e o împletire între frumos, greu, motivant
Și călătoria asta este și despre a mă cunoaște eu mai bine pe mine și pot să spun că făcând asta de câțiva ani, deja vreo 6, pot să iubesc mai mult pe oameni. Pot să îl văd pe Dumnezeu mai clar în oameni și în modul în care lucrează El. Cred că ne-ai zis în mare parte cam toate lucrurile așa pe care ar trebui să le știm. Dar cine știe, poate pe parcurs ne mai presari una alta din experiențele tale dacă seamănă cu ceva din ce discutăm poate astăzi. Ca să îi introduc așa pe ascultători în discuția noastră, o să zic că avem o discuție puțin mai tehnică, dar cu siguranță o vom face ușor de înțeles pentru oricine ascultă. Astăzi discutăm despre depresia postnatală și tot ce aduce ea, de la simptome, la ajutor, la schemă de tratament și la recuperarea completă, pentru că sper eu că azi o să ne spui că există așa ceva. Dar înainte de a intra în detaliile tehnice, mi-ar plăcea să-mi spui, dacă se poate, cam cât de frecvente sunt cazurile care vin către tine, adică persoanele care consideră că ele trec în momentul de față sau au trecut printr-o depresie postnatală. Iar pe lângă asta, sunt curioasă dacă prin prisma profesiei tale sunt persoane care își fac curaj să vină către tine, nu în contextul unei ședințe de terapie, ci doar așa, prietene, cunoștințe, persoane de la biserică și să-ți spună, uite, am genul ăsta de simptome sau mă simt așa, crezi că pot să trec prin depresie postnatală? Ce ar trebui să fac? Cât de des auzi în ședințele de terapie expresia depresie postnatală sau cât de des ești tu nevoită să pui acest diagnostic? Îmi place mult cum ai adresat întrebarea, pentru că de foarte multe ori ceea ce am întâlnit este că mamele vin cu ceea ce trăiesc într-un anume moment, fără să conștientizeze că în realitate ele duc pe picioare o depresie nediagnosticată și netratată. Au fost și cazuri în care unele mame au putut să identifice mai clar. Asta și pentru că au auzit înainte, cumva au avut contact cu informația și a fost mai ușor să o așeze în tabloul personal. Și da, îmi vine să spun că o mare parte din mămicile cu care am lucrat, într-o formă sau alta, s-au luptat cu asta. Atât din mediul creștin, cât și din mediul necreștin, pentru că lucrez cu ambele categorii, atât oameni din biserici, din bisericile noastre evanghelice, cât și oameni din alte medii. Este surprinzător pentru unele mame când aud posibilitatea că s-ar putea confrunta cu asta și în același timp parcă vine o liniște. Pentru că ceea ce au experimentat ele sau experimentează în prezent, în sfârșit are un nume și începe să prindă sens ceea ce trăiesc ele. Faptul că are un nume, că altcineva s-a mai confruntat până acum cu așa ceva și există un parcurs pentru a ajunge la vindecare, crezi că asta le dă cumva o liniște și o siguranță în momentul în care poate tu le spui, uite, asta cred că e ceea ce se întâmplă cu tine? Da, cu siguranță. Pentru că în momentul în care te confrunți cu depresie, simți că o iei razna. Și asta este o teamă extraordinar de mare a oricărei persoane. Numai gândul că-ți pierzi mințile, așa vorbim în limbaj comun, simt că îmi pierd mințile, nu mai sunt eu. Nu mai sunt ceea ce știu eu că eram. Parcă e altcineva în corpul meu și eu nu mai am niciun control. Iar asta produce o teamă extrem de mare. Și bineînțeles, când mamele aud că mai sunt persoane care au trecut pe acolo, că nu este atât de rar, este ba chiar mai frecvent decât ne-am dori, că există soluții, faptul că deja sunt în contact cu mine sau cu oricare altă persoană care le oferă ajutor, deja este primul pas către a fi mai bine. Ce mult contează să îți faci curaj să spui și apoi să afli că nu ești singura acolo. Dacă ar fi să punem așa pe o scală, care ar fi cel mai important lucru, îmi vine să spun că a spune e acolo în top. Da, ăsta e primul pas, așa cum ne-ai spus și tu. Tot mai multe mame sau multe mame se confruntă cu asta, fie
atunci când devin mame pentru prima dată, fie când devin mame pentru a doua oară, a treia oară, nu e o regulă ca depresia postnatală să apară doar la primul copil. Că mi se pare că uneori lumea astea înțelege sau la asta se așteaptă, dar nu e așa. Și pe lângă depresie postnatală mai este și anxietate postnatală. Eu personal am auzit de depresia postnatală când am început așa o documentare riguroasă despre sarcină și cred că era menționată doar cu numele într-un podcast, fără prea multe detalii. Și știam atât, există acest diagnostic care afectează multe mame. Din punctul tău de vedere, cine ar trebui să informeze o viitoare mamă că există posibilitatea să se lupte cu depresia, anxietatea din momentul în care a rămas însărcinată și mai ales după ce va naște? Interesantă întrebare. Nu m-am gândit niciodată în felul ăsta. Cred că nu ar trebui să fie o singură sursă. Și nu știu dacă aș pune ca un must așa în fișa postului a ginecologului, trebuie să informez toate mămicile, pentru că nu toate mămicile vor trece prin asta. Într-adevăr, ca proaspătă mămică, pentru că în momentul în care copilul a fost conceput, deja ești mamă. Nu în momentul în care se naște copilul. Și o să folosesc așa termenul ăsta, proaspătă mămică, pentru că lucrurile nu mai pot fi date înapoi. Și atunci, revenind punctual la întrebarea ta, cred că atât medicul de familie, cât ginecologul ar trebui să furnizeze informații succinte, să o dea doar la nivel de informație, fără a panica mamele niciun fel. Eu am mers la ginecolog la sarcină, nu m-a informat nimeni. Sunt curioasă dacă pe tine te-a informat cineva în cele două parcursuri ale tale cu sarcinile. Nu m-a informat absolut nimeni. Și acum, de la prima sarcină au trecut 11 ani și ceva, e puțin greu să-mi amintesc dacă am găsit vreun pliant cu informație specifică, dar nu mi-amintesc să se fi întâmplat asta, într-adevăr. Da, nici mie nu mi s-a întâmplat, dar la ieșirea din spital, eu am născut la un spital de stat, mi-au dat ceva pliant, dar scria doar despre cum să îngrijesc bebelușul, să nu-i dau suc, să nu-i dau altceva pe lângă lapte matern sau formulă. Da, atât, dar nimic despre viața de mamă sau ce provocări ar putea să aducă acest nou rol. Da, începutul de sarcină ar trebui informația să vină de la ginecolog, medicul de familie, iar la ieșirea din spital cred că ar fi esențial ca mama să primească informații în sensul ăsta, cu niște atenționări ca mama să poată să identifice mai ușor în caz de nevoie. Eu cred că nu e de speriat dacă citești pe un pliant că câteva femei se luptă cu depresia postnatală, uite care sunt simptomele, dacă ți se pare că treci prin așa ceva, uite 2-3 numere de telefon la care poți să apelezi pentru ajutor. Nu mi se pare că asta ar înspăimânta pe cineva. Nici eu nu cred că ar înspăimânta și dacă nu te confrunți cu asta, treci peste și e ok. Dacă te panichează, înseamnă că deja este un teren acolo care e foarte posibil să-ți dea de furcă odată ce ai născut. Și atunci, tocmai că ai resursele să apelezi la ajutor. Exact. Dacă mergem pe ideea că mamele citind s-ar putea panica și mai bine nu le spunem, cred că este o perspectivă nesănătoasă în care nu mai citim despre nimic pentru că dacă ni s-ar putea întâmpla nouă. Și din nou, dacă există un fond anxios de tipul ăsta, înseamnă că deja e un sâmbure acolo și cu atât mai mult e nevoie de informație în care mamele să știe unde să apeleze pentru ajutor. Dacă ne ghidăm după asta, cred că am putea încheia interviul aici. Exact. Dar nu ne ghidăm după asta, tocmai că ne dorim ca acest episod să fie un ghid foarte comprimat pentru viitoarele mame, indiferent a câta oară devii mamă, care s-ar putea să se confrunte la un nivel mai ridicat sau mai scăzut cu acest diagnostic. Și cred că ar trebui să începem direct de la definiții. Ce nu prea se vorbește este că există și depresie prenatală, adică înainte de a naște, cum ai spus tu, din momentul în care ai devenit proaspătă mămică. Dacă ai rămas însărcinată, deja ești proaspătă mămică și poate să apară această depresie prenatală combinată cu anxietate
în discuție ne referim mai mult la depresie, dar poate mai atingem așa și puncte din anxietate, dacă e cineva care se confruntă poate doar cu anxietate. Da. Și depresia prenatală cu depresia postnatală cred că seamănă foarte mult între ele, cu excepția momentului în care pot să apară. Așa că poate ne ajuți cu o definiție a depresiei și anxietății în contextele astea, prenatal și postnatal. Așa cum ai spus, simptomele sunt similare. Diferența majoră este dată de faptul că copilul încă este în pântecele mamei și nu este născut, și aici ne referim la depresia prenatală, iar cea postnatală presupune că nașterea a avut loc și bebelușul este adus pe lume. Depresia atât prenatală cât și postnatală presupune o complicație. O complicație care aduce niște stări extrem de intense trăite de mamă, niște trăiri de tristețe profundă, o trăire care reușește să fure orice bucurie, pentru că este înlocuită de foarte multă teamă. Este înlocuită de panică și este înlocuită, dacă este asociată cu anxietate, de foarte multe gânduri intruzive, de petrecerea timpului în a încerca să găsești soluții pentru toate scenariile posibile. Dacă se întâmplă una, dacă se întâmplă alta, și pare așa o aberație să te gândești că trece ziua și ai încercat să rezolvi niște puzzle-uri care nu există, dar pentru mama care trăiește acele lucruri sunt foarte reale. Adică diverse scenarii nu sunt povești, nu e ceva ce nu se va întâmpla vreodată, este resimțit ca un pericol imediat. Apar schimbări la nivel de apetit, apar schimbări la nivel de calitatea somnului și apar foarte multe schimbări în relație. În primul rând cu partenerul, dar și cu ceilalți oameni. Dacă ar fi să-i spunem așa pe scurt, ar fi o stare profundă de tristețe. Dar starea asta profundă de tristețe apare la toată lumea, pentru că unii au impresia că dacă ai depresie ești foarte trist și vrei să stai în pat și cu plapuma peste cap și să nu mai ieși de acolo. Dar adevărul e că nu se manifestă la toți așa. Sunt unii care își dau plapuma jos de pe cap, se ridică și totuși trec prin depresie. Foarte adevărat, și aici depinde foarte mult, din nou, și dacă este asociată cu anxietatea, pentru că anxietatea aduce gânduri foarte multe pe care le ruminăm și asta înseamnă că ne activează. Din afară va părea atipic, va părea o mamă ușor activată și îngrijorată, pentru că, hei, ce mamă nu este îngrijorată pentru copilul ei, fie că e în pântec, fie că e în afara pântecului. Și foarte bună precizarea ta, într-adevăr, depresia va arăta diferit de la persoană la persoană și ca un diagnostic să fie pus trebuie să întrunească un număr de caracteristici, dar la unele mame se va manifesta cu plapuma peste cap și cu draperiile trase, în timp ce la altele, mai ales dacă mai au și alți copii, nu își vor permite să facă asta. Și vor fi active, dar trăirile din interior sunt groaznice. Sunt foarte intense și senzația că ceva este profund în neregulă cu tine este acolo. Și neîmpărtășită este ca un cancer care se extinde. Termenul pe care îl cunosc eu e de depresiv funcțional. Da. Poți să-ți duci viața de zi cu zi, poate aproape la fel cum ți-o duceai înainte, doar cu trăirile astea interioare extrem de puternice și de dureroase. Așa este. Un ochi fin, un ochi poate nu neapărat de specialist, dar cineva care te cunoaște într-adevăr, dacă a existat în prealabil o relație de cuplu foarte sănătoasă, partenerul ar trebui să observe că ceva se întâmplă. Din afară, într-adevăr, poți să mergi la biserică, poți să mergi și la job, poți să te îngrijești de copii, dar iritabilitatea, instabilitatea, o să fie vârfuri foarte ascuțite în trăirile de zi cu zi, ups and downs cumva, și vârfuri și văi. O să apară deconectarea într-un fel sau altul, nu dacă vorbim de anxietate, în condițiile în care anxietatea presupune să fii în control a ceea ce se întâmplă cu copilul și atunci
nu te deconectezi, dar te lipești într-un fel nesănătos. Cine ascultă poate să înțeleagă cam care e pulsul, așa, când vorbim de depresie postnatală, doar că atunci când naștem, majoritatea mamelor ne confruntăm sau se confruntă cu baby blues. Și de multe ori se creează confuzie între cum se prezintă baby blues și cum arată depresia postnatală. Poate ne explici și ne dai așa niște limite clare între ce sunt baby blues și cum putem să identificăm și să nu ne aruncăm și să credem direct că, wow, după o săptămână, după ce am născut, sufăr de depresie. Da, așa e. O mare parte din mămici, după ce nasc, experimentează stări de tristețe. Ele pot să apară undeva la 3-4 zile după momentul nașterii. Diferența majoră între baby blues și depresia postpartum este că baby blues dispare sau se diminuează mult spre deloc, cumva nu mai sunt simptomele, undeva la 2 săptămâni postpartum. Însă depresia fie continuă, adică se agravează tot ce ai trăit în primele 2 săptămâni și continuă, sau poți să nu experimentezi baby blues și să apară depresia. Aici cred că ar trebui să subliniem când poate să apară depresia după ce ai devenit mamă. Poate să apară încă de la început, doar că până la 2 săptămâni nu este diagnosticabilă pentru că se suprapune foarte tare cu ceea ce este denumit baby blues. Sau poate să apară la 1 lună, la 2, la 3. Nu este un moment fix. De ce am vrut să subliniem asta e că mulți se așteaptă poate să începi să suferi de depresie. Acum punem noi toate ghilimelele. Ori după 1 lună după ce ai născut sau după 2. Dar adevărul e că multe mămici poate ajung să se confrunte cu asta după 6 luni, așa, după ce au născut, după 7 luni sau poate atunci să identifice simptome mai evidente. Așa este și așa cum am spus, îmi vine să spun că nu avem un manual de funcționare ca să știm exact care sunt butoanele care se vor apăsa și trăirile sunt resimțite diferit și istoricul de viață este diferit și contextul în care aducem copiii în această lume este diferit și atunci depresia postnatală se poate declanșa în diverse momente și aș vrea să mă întorc puțin să clarificăm ce presupune acest baby blues. Este preluat din state, așa cum el a fost tradus termenul. Sunt stări de tristețe. Apare acea îngrijorare, îmi vine să spun tipică mamelor, pentru că toată lumea știe că o mamă care abia a născut, mai ales la primul copil, că nu știi la ce să te aștepți. Timp de 9 luni de zile s-a dezvoltat în interiorul tău, iar apoi îl ai în brațe. Și pe de o parte în corpul tău încă se întâmplă foarte multe schimbări, pe de altă parte mogâldeața aia mică e în brațele tale și știi că trebuie să o ții în viața. Și e firesc să apară iritabilitate, e firesc să răbufnești și să ți se pară că nimeni nu știe nimic în jurul tău și că poate te simți neputincioasă și poate să ai dificultăți în a dormi când bebelușul doarme. Sunt absolut firești toate aceste trăiri pentru că există un dezechilibru hormonal foarte puternic imediat după naștere. Motiv pentru care majoritatea cercetătorilor cumva sunt de acord că acest dezechilibru mare ar putea fi și declanșatorul pentru ceea ce presupune mai târziu depresia postpartum. Dar la multe femei, odată ce trec cele 2 săptămâni și apucă totuși să se regleze puțin cu somnul, pentru că nașterea în sine, din nou, presupune diverse experiențe, de la o naștere super rapidă, la o naștere care durează 3 zile de travaliu, la cezariană, la complicații sau fără complicații. Și atunci și nevoia de recuperare este diferită și corpul nostru este diferit și are nevoie de un mod sau altul de a se reface. Da, cred că e bine că ai tradus așa mai în detaliu termenul ăsta. Dacă de baby blues poate a auzit multă lume, nu știu, eu așa am impresia că de gânduri intruzive n-a auzit aproape nimeni sau nu știe să le numească în felul ăsta, deși poate le-au experimentat sau le-au văzut manifestându-se la alte persoane, dar e greu să exprim gândurile intruzive, să le dai în afară, pentru că sunt foarte greu de digerat.
Sunt. Ce vreau să subliniez aici e că sunt doar niște gânduri. Așa. Nu definesc persoana, nu se transformă în acțiuni și nu reprezintă identitatea persoanei în sine. Poate ne spui ce sunt gândurile intruzive și să ne dai și câteva exemple ca să înțelegem de ce e greu să le dăm în afară și să le digere cei din jurul nostru. Gândurile intruzive vor face parte din mamele care suferă de anxietate postpartum și de depresie postpartum și se numesc intruzive tocmai pentru că intră în mintea ta fără să te întrebe, vrei să mă primești pe mine aici? Ele vin. Ele vin pe neașteptate în cele mai proaste momente și vin într-una. Nu se opresc. Este chinuitor pentru o proaspătă mămică. Chinuitor nu cred că descrie suficient. Este dureros și greu de dus să te trezești dintr-o dată că ai gânduri în care ceva îți spune să-i faci rău copilului. Sau ceva îți spune că tatăl copilului tău nu este suficient de bun și că n-ar trebui să pună mâna pe el pentru că o să-i facă rău. Sau că nimeni, în afară de tine, nu se poate atinge de copil pentru că altfel moare. Wow. Sau că dacă pui copilul în car seat, în mașină și se duce cu tata până la magazin, pentru că are ceva cumpărături de făcut, vor face accident. Acum, eu m-am dus puțin în extremă, pentru că ne e greu să credem că o mamă ar putea experimenta astfel de gânduri și totuși e realitate. Dacă ați putea să vedeți aceste mame în momentul în care cu greu își fac curaj într-un mediu sigur să spună tare aceste gânduri, dacă ați putea să vedeți cât de distruse sunt de faptul că sunt capabile să gândească asta. Este foarte greu de dus pentru o mamă care poate a așteptat ani de zile să rămână însărcinată, s-a visat ca fiind mama aia strălucitoare, ni se tot spune prin social media și prin presă și peste tot acea strălucire, glowing mom, care este toată una zâmbet și este în perioada sarcinii și apoi așa pur și simplu totul curge și e lapte și miere. Și apoi să se trezească cu aceste gânduri este pur și simplu devastator. În momentul în care sunt spuse cu voce tare, își pierd din putere, pentru că ele nu sunt realitatea. Nici o mamă nu își dorește să-i facă rău copilului. Nici o mamă nu se gândește că partenerul ei pe care îl iubește și cu care și-a dorit să aibă un copil și să întemeieze o familie în felul ăsta, dintr-o dată acel partener devine un rău făcător. Cert este că s-a întâmplat un dezechilibru care a declanșat aceste gânduri. Și atunci, dacă apare dezechilibrul ăsta, gândurile vin pe nepusă masă, nu e ca și cum noi le-am deschis ușa și am zis, haideți, poftiți, faceți-vă de cap. Nu, pentru că sunt intruzive. Da, faceți-vă de cap în mintea mea. Uh-huh. Spun gândurile intruzive ceva despre mine ca persoană, ca mamă, despre capacitatea mea de a-mi exercita acest rol pe termen lung? Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Și efectiv mă trec fiori pentru că mă gândesc câtă durere și ce complicații pot să iasă dacă aceste mame lasă gândurile doar în interior și încep să le creadă. Nu spun absolut nimic despre tine ca persoană, despre capacitatea mamei de a-și crește puiul, de a își exercita acest rol. Cu siguranță nu. Spune doar despre faptul că s-a întâmplat un dezechilibru și e nevoie de ajutor. Poate ar trebui să facem și nuanța asta. Am zis cumva că gândurile intruzive nu se transformă în acțiuni. Din experiența ta, că au venit multe persoane către tine, să explicăm de ce nu se transformă în acțiuni. Eu gândesc rău despre copilul meu sau cred că dacă, uite, îl țin în brațe și îl legăn, că trebuie să doarmă și sunt în apropierea pătuțului și mă gândesc că dacă nu sunt atentă și îl dau cu capul de pătuț. Dar acest gând nu se transformă în realitate, pentru că eu mă îndepărtez în momentul acela de pătuț, zic ok, ce cu gândul ăsta? Adică îi îmbrață la mine, e în siguranță. Mă duc mai departe de pătuț, evit orice posibilitate de a intra în contact cu pătuțul sau de a se materializa acel gând.
nu se materializează tocmai pentru că este o parte mare, sănătoasă în noi, care poate să preia controlul și atunci putem să observăm gândurile astea, câteodată ne panicăm că ele există, mai ales dacă nu înțelegem că uneori o să apară pe baza acestui dezechilibru și poate pe baza faptului că ne simțim copleșite la început. E un rol care vine cu atâtea așteptări, atât personale, cât și din punct de vedere social, nu mai zic de biserică și de tot contextul în care suntem. Și atunci și copleșirea are aici un rol de spus, dar reușim să ne îndepărtăm de pătuți sau să nu cedăm gândului că poate îmi vine să dau cu copilul de pereți când am încercat să-l alăptez a 17-a oară și se trage înapoi și știm că depinde de noi să-l hrănim pentru că altfel va muri, că n-ai un bebeluș mic, nu poți să-l ține mâncat prea mult timp, că se deshidratează. Dar dacă reușim să conectăm aceste două lucruri, faptul că eu mă simt neputincioasă, apare acest gând, nu înseamnă că îl voi transforma într-o acțiune. Și tocmai pentru că există o parte sănătoasă în fiecare mamă, va reuși să se îndepărteze și dacă va reuși să găsească un loc sigur în care să poată să vorbească despre gândurile astea, ele își vor pierde din putere și de cele mai multe ori dispar cu totul. Îmi place mult cum ai zis de partea aceea sănătoasă, pe care de multe ori noi ajungem să nu o mai vedem, să nu o mai prețuim, să nu-i mai dăm puterea pe care o are ea de fapt. Zicem, ok, am gândul ăsta extrem de negativ, pe care nu l-aș spune cu voce tare nimănui, atunci înseamnă că nu mai este nimic bun în mine. Exact, dar ăla este doar un gând. Eu nu sunt gândul. Am un gând pe care, cu ajutor potrivit și cu înțelegerea potrivită, pot să-l gestionez. Am spus puțin la început, de fapt ai spus de simptome sau cum se manifestă depresia, cum arată, dar pe lângă aceste simptome, de exemplu, o persoană care ne ascultă se evaluează și își dă seama că poate e așa, pe buza prăpastiei și simte că se apropie de acest diagnostic al depresiei postnatale, dar nu înțelege cum a ajuns acolo, dincolo de acest dezechilibru hormonal. Care ar mai fi alte cauze care ar putea să ducă la apariția depresiei postnatale? Este apariția depresiei postnatale conectată și de alte lucruri care se întâmplă cu noi, în jurul nostru, sau e doar acest dezechilibru hormonal? O cauză clară, adică aici e momentul nașterii, aici e depresia postnatală și între cele două să fie trasată o linie dreaptă, nu avem. Înțelegerea generală legată de asta este că e un mix de factori, niciodată unul singur. Câteva cauze combinate ar putea fi probleme anterioare cu tiroida. Ar putea fi un diagnostic de depresie înainte de a fi însărcinată. Ar putea fi sarcini multiple, pentru că uneori poți să ai trei copii fără să suferi de depresie și apoi la al patrulea să suferi sau suferi de depresie la primul și la următorii nu. Deci nu este o regulă, dar se pare că ar putea fi și asta un factor, sarcinile multiple. Un diagnostic de tulburare bipolară anterior sarcinii se pare că este un factor foarte important și că există undeva între 25 și 45% șanse să existe un episod depresiv postpartum. S-a mai demonstrat și că un alt factor ar putea fi astmul, adică un proces inflamator în corp anterior nașterii. Astea ar fi câteva din cauzele care ar putea da complicații, pe lângă cumva schimbările hormonale atât de bruște în urma nașterii, pentru că nivelul de progesteron scade foarte brusc atunci. Și corpul uneori nu reușește să se ajusteze în funcție și de istoricul de viață, dar și de partea genetică. Cam asta aș putea să spun că ar putea fi. Hai că-ți mai dau eu câteva exemple să-mi spui dacă pe astea le putem lua în calcul sau nu, Sigur. în calitate de cauze. Trec printr-o perioadă dificilă cu soțul meu. Avem probleme în cuplu și apare acest copil micuț. Poate să contribuie acest lucru la depresia mea postnatală? Da, poate să contribuie, dar conflictul singur nu poate să declanșeze depresia. Este o diferență, pentru că, într-adevăr,
mixul ăsta este între factori fizici, emoționali, contextuali. E o pălărie mare sub care stau foarte mulți factori și unul singur nu declanșează depresia. În general este o paletă mai largă. Da, este un cumul de factori, doar că eram curioasă dacă acest factor poate să cântărească în diagnosticul acesta. Cu siguranță da, pentru că relația de cuplu este, îmi vine să spun, coșul în care vine și stă bebelușul. Pentru că ca mama să poată să se raporteze bine la bebeluș, înainte să existe bebelușul, a existat relația de cuplu, din care a ieșit bebelușul. Și da, este un factor important. Pe lângă asta, ce am mai auzit eu așa, e că nici nu știu cum să o pun. Poate cel mai simplu e să-ți dau tot așa un exemplu. Sunt eu această femeie puternică, înzestrată cu multe abilități din partea lui Dumnezeu. Am avut o carieră mai puțin wow sau foarte wow și devin acum mamă. Viața mea nu mai arată deloc cum arăta înainte. Acum acest bebeluș este dependent de mine. Și multă lume spune că femeile dezvoltă depresie sau apare acest diagnostic în viața lor pentru că își dau seama că nu mai au timp liber, că viața lor nu mai arată deloc așa, încep să fie nemulțumite de acest lucru. Sincer, cum ai spus tu, sunt mai mulți factori, dar dacă putem să demontăm, nu știu, e un mit, contribuie și asta, dar nu cred că poate să cântărească așa de mult, nu știu, din experiența ta, care e realitatea care se vede de acolo, de pe teren? Poate să contribuie, așa cum ai spus, la diagnosticul de depresie, dar aici, mai degrabă aș zice că e genul de depresie care apare un pic mai târziu, pentru că la început nu poate fi vorba despre asta. Dacă acea femeie și-a luat toată identitatea din a avea carieră și din a fi utilă și în relație doar cu adulți, e posibil să fie un factor în acel cumul de factori. Și este o schimbare mare, dar o persoană sănătoasă, cât mai sănătoasă din punct de vedere emoțional, că, hei, cu toții avem plusuri și minusuri pe partea asta, aș zice că în momentul în care devine mama, nu ești doar mamă. Noi avem multiple roluri în viața noastră și, da, în acel moment probabil nu mai ai rolul de la job, dar în continuare ești soție, în continuare ești fiica cuiva, poate soră, poate mătușă, multe, multe alte roluri. Aș zice că oricare din aceste extreme, fie că mi-au identitatea doar din job sau fie că mi-au identitatea doar din a fi mamă, este problematic. Este o altă extremă. Da, pentru că de multe ori vine ideea asta. Odată ce am devenit mamă, sunt mamă și atât. Toată energia mea merge înspre copil și dacă eu simt o mică fărâmă de nemulțumire că astăzi mi-aș fi dorit să fac 15 minute de plimbare singură, dar nu pot că acest bebeluș este dependent de mine, înseamnă că nu sunt mulțumită de nimic, că nu văd niciun sens în viața asta. Sau că sunt o mamă rea. Da. Nu, nu ești o mamă rea, pentru că e firesc să vrei să faci și alte lucruri și avea grijă de un pui de om la început de viață este extrem de dificil. Și acum, parcă îmi pare puțin rău că am zis așa, extrem de dificil, pentru că poate unele mame trăiesc rolul ăsta foarte ușor. Le vine foarte natural și pentru ele are foarte mult sens că nu trebuie să facă nimic altceva decât să fie în relație cu bebelușul. Și avem tendința să credem că experiența noastră trebuie să fie experiența tuturor, ceea ce este foarte păgubos. Poate să creeze foarte multe rani, pentru că, din nou, contextul nostru de viață, din punct de vedere genetic și credințele pe care noi le avem, toate se combină și rezultă în ceea ce trăim în acel moment. Mm-hmm. Am dat multe exemple și multe cauze pe care cineva poate să le pună așa pe listă să vadă dacă le bifează și să zicem că bifez aproape toate chestiile pe care le-am discutat până acum. Am simptomele, am gânduri intruzive, sunt tristă, îmi vine să-mi pun plapuma pe cap, dar nu o fac. Nu mă conectez poate cu copilul meu, nu mă conectez nici cu partenerul,
mi-aș dori totuși să ies la plimbarea aia, dar știu că nu pot. Uh-huh. Mi-aș dori să fie liniște în casă, dar nu este. Uh-huh. Dar știu că nu sunt ok. Nu sunt cine obișnuiam să fiu. Îmi dau seama că cu adevărat există o problemă, dar nu vreau să rămân așa. Uh-huh. Nu vreau ca viața mea să se manifeste și să se întâmple între parametrii ăștia, în simptomele astea. Când și cum să ceară ajutor o mamă care crede că suferă de depresie postnatală? Sau, mai degrabă, din experiența ta, când vine o mamă și cere ajutor crezând că suferă de depresie postnatală? Și poate ne dai și exemplul ăla din momentul în care o persoană crede că are nevoie de ajutor și până ajunge să apeleze, de fapt, la ajutor. Din păcate, experiența pe care o trăiesc eu în cabinet este că mamele cer foarte târziu ajutor și pot să înțeleg de ce. Pentru că deja sunt într-o situație dificilă. A cere ajutor presupune energie, presupune capacitatea de a fi vulnerabil și presupune să fi avut în trecut niște relații pe care le-ai perceput ca fiind securizante și în care nu te-ai simțit judecat. Deci există un istoric în care tu înțelegi că oamenii din jur pot fi de ajutor. Pentru că, mai ales în mediul creștin, există această înțelegere clară cu care eu sunt de acord că copiii sunt o binecuvântare. Și atunci, cum poți să pui tu ca mamă, mai ales creștină, cap la cap faptul că ai primit o binecuvântare care ea nu poți să-i faci față. Doar că binecuvântarea vine cu multe frumuseți, dar nu înseamnă că îți va fi ușor cu ea. Cu siguranță și orice mamă, oricât ar fi de în depresie, o să poată rațional să spună că acel bebeluș este o binecuvântare. Și faptul că ea se zbate în momentul ăla nu anulează binecuvântarea pe care Dumnezeu a trimis-o. Dar, întorcându-mă la întrebarea ta, cum și când să ceară ajutor, cât mai repede, cât mai repede, pentru că depresia postpartum nu este doar despre mamă. Ea este un inel mic din verigă. De fapt, este o boală a întregului sistem. Pentru că o mamă în depresie, ea nu se va putea conecta la copil. Și nu pentru că nu și-a dorit copilul respectiv, nu pentru că este o mamă rea, ci pentru că suferă de depresie și trece printr-o perioadă cruntă în care are nevoie de ajutor și în care poate să primească ajutor. Un copil a cărei mamă nu se conectează cu el nu va putea să dezvolte un atașament securizant. Asta presupune foarte multe complicații pe viitor. Presupune relații în care acel copil va duce mai departe stilul de atașament, acel copil va putea să aibă un deficit de IQ, va putea să dezvolte ADHD. Sunt multe complicații. Depresia postpartum presupune și că relația de cuplu nu va funcționa. Deci nu vorbim despre depresia mamei, punct. Vorbim despre ceva ce va afecta copilul, va afecta soțul, va afecta întregul sistem familial. Și sistemul familial va afecta societatea, bineînțeles. Așa, când te ascult, îmi dau seama că într-o formă sau alta se pune cumva, nu că se pune, bine, asta e realitatea științifică, dar vine cu o presiune extrem de mare pe mamă. Să știi că tu trecând printr-un parcurs atât de dificil, poate neavând resurse, neștiind la cine să apelezi la ajutor, dar să auzi această informație că depresia ta poate să meargă cu o greutate extraordinară către copilul tău, către cuplu, dar mai ales către copil, cred că asta e buba mare, da. Te doare și mai rău. Așa este. Cum putem să dăm o speranță în cadrul ăsta în care vreau să beneficiez de ajutor, dar vin foarte târziu către ajutor și au trecut poate 6, 9, 10, 11 luni de când am născut și nu m-am conectat încă cu copilul meu. Există speranță. Există speranță cu siguranță și spunând că afectează întregul sistem aici, eu sper din toată inima că cumva printr-o minune nu vor asculta doar mamele acest podcast. Mm. Și dacă e vreun tată sau dacă mamele ascultă, aș vrea să ajungă informația și la ei să înțeleagă că o parte din responsabilitate e a lor. Mm. Pentru că dacă noi cei din jur, dacă tu ca prietenă, dacă tu ca soț, dacă tu ca doar cineva, membru din biserică, vezi simptome. Și da, la biserică, în general, știm să dăm bine. Suntem îmbrăcați curat, frumos și știm să zâmbim foarte frumos. Dar poate te uiți un
pic cu mai multă curiozitate la mama care tocmai a născut. Este responsabilitatea noastră a tuturor să întindem o mână de ajutor. Și, dragă mamă, dacă au trecut 6-9 luni în care ți-a fost greu și în care te-ai chinuit foarte tare și tu știi în interiorul tău că viața cu copilul tău nu arată așa cum ai visat, nu te opri. Este speranță, există vindecare, există un proces pe care poți să-l începi și să te conectezi de acum. Sunt doar 9 luni dintr-o viață întreagă. Da, sunt importante, așa e. Dar nu e capăt de drum. Este începutul altui drum. Și, din nou, cum și când să ceară ajutor? Primul mediu în care aș căuta în cel apropiat. Caută persoanele acelea deschise, care au capacitatea să nu te judece și doar spune prin ceea ce treci. Spune că ți-e greu, pentru că astfel le dai șansa celorlalți să vină către tine. Dacă sunt oameni care ar vrea să fie binevoitor și poate nu reușesc și te rănesc prin ceea ce spun, dă-le voie să știe că e nepotrivit pentru tine ceea ce primești. Și anume că vin cu 1000 de sfaturi și ar trebui să faci așa sau așa sau așa. Încearcă să verifici tu cu tine, mamă dragă, ce ai nevoie și odată ce ție-ți e clar să poți să transmiți. Uite, pe mine m-ar ajuta asta. Sau ce aș avea eu nevoie ar fi mai degrabă de oală de ciorbă. Că sfaturi am găsit. Dar dacă se întâmplă și nu am aceste persoane sigure în jurul meu și știu că vreau direct să mă duc către un psihoterapeut. N-am definit ce înseamnă ajutor. Ai spus de persoane, dar la ajutor eu cel mai mult mă refer să mergi direct către un specialist, în special care să fie și pe area asta creștină, evanghelică. Dacă ce ai în jurul tău nu este suficient, dacă nu ai o comunitate, pentru că, din păcate, se întâmplă și nu avem comunități atât de sănătoase în jurul nostru, pe cât ar arăta Biblia că ar trebui să avem, atunci da. Și mai ales dacă vorbim despre o depresie deja instalată, e nevoie de mai mult decât discuții cu o prietenă. E nevoie de ajutor specializat. Dacă lucrurile sunt la început și pare că drumul e un pic mai noduros decât te așteptai, s-ar putea să fie suficient să apelezi, în primul rând, la soț, dacă este genul suportiv și care înțelege, du-te către el, du-te către prietene, du-te către mămici din biserică care au născut și poate au înțelepciunea aia așa înnăscută și puterea și înțelegerea de a sta cu oameni în nevoie. Dar când e mai mult de atât și dacă deconectarea de copil este reală și au trecut luni de zile, dacă te-ai închis, te-ai autoizolat, dacă plângi non-stop sau încerci să ai o conversație normală și te bușește plânsul și asta se întâmplă în mod repetat, dacă îți este afectat apetitul și somnul, dacă funcționalitatea ta normală este afectată, vorbim despre depresie postnatală. Nu mai vorbim despre baby blues și nu mai vorbim despre ok, e ceva nou. Și atunci, da, te rog, caută un specialist creștin, dacă găsește, este cu atât mai bine și dă-ți voie să fii vulnerabilă. Pentru că de acolo încolo începe un drum foarte frumos. Da, uite, acum că discutăm, îmi dau seama ce puține resurse avem clare, adică să mergem către un specialist. Poate ne punem forțele împreună cu colegii tăi psihoterapeuți să facem o listă cu mai multe persoane către care mamele și nu numai pot să se îndrepte. Adică merg către Adela pentru că știu că are clienți care se luptă cu depresia postnatală și este specializată pe asta. Merg către X pentru că e specializat pe asta. Dar așa caut pe internet, caut pe Google și nu găsesc. Nu știu dacă ăsta e creștin, e evanghelic, oare să merg, am încredere în ea. Dar dacă vine de la o sursă sigură, cred că lumea ar avea mai multă încredere să dea telefonul ăla și să spună am nevoie de ajutor. Când putem să stabilim prima ședință? Înțeleg ce spui și ăsta este idealul, ca să spun așa. Realitatea din teren este că nu suntem atât de mulți pe cât mi-aș dori eu, nici atât de specializați pe bucățele foarte, foarte mici și mi-ar plăcea să-ți prezint altă realitate, dar în același timp totuși suntem o echipă. Îmi dau seama, uite, că am ratat să spun la început, de exemplu, că eu lucrez în cadrul clinicii Soulcare, în care suntem o mini-clinică, suntem câteva colege și între noi și alții pe care îi știm, colegi de ai noștri, ne recomandăm unii pe alții pentru că vrem să-i știm pe oameni, pe mâini bune, pentru că
în momentul în care persoana a apelat la ajutor, of, cât efort a făcut să facă asta și e foarte dificil să pui mâna pe telefon. Contrar cumva așteptărilor, ce mare brânză, ai luat numărul și ai sunat. Se pare că în medie durează undeva la 6 luni de când primești contactul până suni psihologul. Este dificil, este foarte dificil să faci asta, tocmai de aceea încurajez în momentul în care sesizez că lucrurile nu mai dau roade din doar a avea o conversație cu o prietenă, caută ajutor. Este dificil, dar dacă reușești să te conectezi cu persoana cu care te întâlnești, urmează un proces care o să-ți facă foarte bine. Cred că reținerea asta de a apela la ajutor vine și din ce ne prezintă media cumva, că acolo auzim foarte mult de sănătate mentală, de mers la psiholog, la psihoterapeut și auzim de, mi-a prescris antidepresive. Și toată lumea zice, ok, nu mă duc la psiholog, nu mă duc la psihoterapeut, de psihiatru nici să nu aud, că la sigur îmi dă medicație. Și atunci stau eu în această baltă neagră și mă afund pe zi ce trece tot mai mult. Hai, spune-ne sau să demontăm ideea asta că mersul la psiholog sau apelarea la ajutor te duce direct către medicație. Care e de fapt parcursul în ajutor și care sunt tipurile de tratament pentru depresie? Că tot spuneam de Sfântul Google, dacă dați un search, dacă scrieți acolo la căutare tratamente depresie postnatală, prima opțiune este psihoterapia. Sunt foarte multe cazuri în care, pur și simplu, procesul terapeutic este suficient. Adică talk therapy, da? Mergi și vorbești. Nu hipnoză, nu psihanaliză, pur și simplu un proces de terapie în care discuți despre ceea ce se întâmplă în tine, cu tine, cu gândurile tale. Adică ca și cum ai sta la o discuție cu o prietenă de-a ta, să zicem, doar că persoana din fața ta este un specialist. Lucrurile cam așa arată. Discuția cu o prietenă presupune un flux, o cunoaștere din ambele părți. Discuția cu un specialist presupune că acea persoană, specialistul, este acolo doar pentru tine, timpul este al tău și are înțelegerea teoretică în spate a ceea ce presupune procesul și a ce presupune locul în care ești tu din punct de vedere științific și poate să te ghideze prin întrebări în locuri în care poate ție nu ți-e confortabil să stai sau în locuri la care nu te-ai gândit să mergi, să conectezi niște lucruri și atunci asta ar crea în tine o înțelegere, claritate, ceea ce te ajută să mergi mai departe, să nu rămâi blocat în momentul respectiv din punct de vedere emoțional, pentru că timpul în realitate oricum se scurge. De mers mai departe mergi, înaintezi în vârstă, copilul crește, dar din punct de vedere emoțional lucrurile pot să rămână blocate. Ok, și hai să ne întoarcem la schema de tratament. Pe lângă talk therapy, adică vorbitul efectiv cu un specialist, ce ar mai fi aici? Apoi ar fi terapia medicamentoasă, care niciodată nu dă aceleași rezultate la fel de bune singură. Cele mai bune rezultate sunt asocierea dintre cele două. În cazul în care este nevoie de medicație, asocierea cu psihoterapia este necesară. Medicația este imperios necesară, inclusiv internarea, în momentul în care, asociată depresiei postnatale, apare psihoza. Sunt extrem de rare aceste cazuri în care proaspetele mămici care au dat naștere încep și aud voci și, în general, voci care spun să facă rău copilului, voci care spun să-și facă rău lor. De aici și nevoia imediată de medicație și de internare pentru a putea păstra în viață atât copilul cât și mama. Și credeți-mă că sunt femei care au trecut prin asta și primind tratamentul corespunzător sunt bine, se bucură de o relație bună cu copiii, mai aveau copii înainte și pot să fie în sânul familiei, în cuplu, în societate, în rolurile în care erau și înainte. Dar mamele care nu experimentează asta și din fericire cele mai multe nu experimentează asta, uneori, dacă trec niște săptămâni, trec niște luni și psihoterapia doar povestind și având acest proces în felul ăsta nu ameliorează lucrurile, medicația uneori face diferența.
asociată cu terapia. Și știu că o îngrijorare foarte mare pentru mame este că vor trebui să întrerupă alăptarea doar la anumite medicamente și alea, în general, sunt cam ultimele pe listă. În general, se începe cu cele mai blânde și se ajustează doza în funcție de reacția pacientei. Am luat așa cazurile extreme, dar dacă e să discutăm cam ce se întâmplă în cabinet, e că cele mai multe reușesc să se restabilizeze, să spun așa, doar prin ședințe de terapie. Da. Și vine să zic că cele mai multe reușesc să treacă, teoretic, dacă depresia n-a fost adresată. Nu vă imaginați că mamele alea sunt închise în casă pentru vecie și cu lacăt ferecate și nu mai văd lumina zilei. De multe ori, așa cum spuneai, Rami, ele pare ca o viață normală, deci reușesc să facă foarte multe lucruri bune, doar că uneori, dacă nu e adresată și ajung la mine sau în alt cabinet de psihologie, vor apărea niște lucruri care ne vor spune că depresia aia n-a fost adresată. Cu atât mai mult, dacă veneau de atunci, deja ele, cărând depresia aia după ele, au putut să facă multe lucruri bune. Dar aminte, dacă o adresau de la început, le-ar fi fost mult mai ușor și lor și copilului lor. Deci da, răspunsul este că în terapie, de foarte multe ori, lucrurile astea se așează, pentru că, personal, cred că diavolul se folosește de credințele noastre, de gândurile pe care le avem în minte și dacă le dăm voie să prindă rădăcini în noi și le credem, cum că în momentul în care, dacă eu am avut gândul of, dar nu mai pot cu copilul ăsta, îmi vine să dau cu el de pereți, după care vine cealaltă parte și zice, cum ai putut să spui asta? Copilul e o binecuvântare de la Domnul. Cum? Nu, 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 nu. Și vine vinovăția și încep să cred că nu sunt o mamă bună și încep să văd din ce în ce mai multe lucruri care nu-mi plac la mine și astfel mă deconectez de copil pentru că nu sunt o mamă bună, s-ar putea să-i fac rău de ce-l las deoparte. Și uite așa, intrăm într-o spirală care duce la complicații din ce în ce mai mari. Sau cealaltă parte în care sunt anxioasă și nimeni nu e suficient de bun să pună mâna pe copilul meu, pentru că eu chiar cred, e real, pentru mine este o problemă reală, nu mi se pare că-mi imaginez. Și atunci o să-l sufoc pe acel copil în timp ce mă îndepărtez de toți ceilalți și devin foarte izolată. Am devenit deja această mamă izolată, soțul meu mă vede. Sunt izolată, fie că sufăr de depresie, fie că e partea asta de anxietate, să zicem că sunt așa acolo buluc amândouă. Ce face un partener când vede că soția lui nu mai seamănă deloc cu persoana pe care o cunoștea? Și să luăm și cadrul ăsta în care soția apelează la ajutor, are diagnosticul de depresie postnatală, cum își ghidează un partener soția în parcursul ăsta spre vindecare? În primul și în primul rând, aș vrea să subliniez cumva asta că nu e simplu deloc pentru un partener să-și vadă soția, partenera, mama copilului atât de schimbată. Este foarte dificil și, că tot au fost lucruri despre care n-am vorbit, există depresie postnatală și la tați. Este o schimbare și pentru ei. Și într-un fel mi se pare nedrept că de ei nu prea se ocupă nimeni. Într-adevăr, cele mai multe schimbări se întâmplă la mamă pentru că ea trăiește și procesul fiziologic, dar este dificil ca totul să se întâmple în afara ta. Pentru că uneori tații chiar vor să fie implicați și mamele nu reușesc să-i lase. Și în cazul în care îți vezi partenera că se chinuie și că este în depresie postnatală, primul lucru pe care poți să-l faci este să fii alături de ea și să-i spui că o să fie bine, că ești acolo pentru ea și că o să găsiți soluții împreună. Că ăsta e doar un episod care se va termina și să nu o învinovățești. Pentru că nicio mamă nu alege să fie în depresie. Este groaznic să fii în depresie. Nicio mamă, niciun om sănătos la cap nu ar zice, eu vreau să trec prin asta. Simți cum se scurge viața din tine și nimic nu mai are sens. Tot ce odată ar fi însemnat bucurie și viață, nu mai există decât frânturi mici. Și ne legăm de frânturile alea mici și de faptul că sperăm că partenerul este stabil și poate să fie acolo pentru partenere și să nu se învinovățească dacă uneori simte că e foarte greu și ar vrea să renunțe. E doar un gând,
să se ducă să-și ia niște resurse din altă parte. În primul rând să stea cu Domnul de vorbă, să fie ancorat în alte relații sănătoase de unde să poată să se ancoreze bine și apoi cu resurse bune să se ducă din nou către soție. Deci cumva acceptarea situației, dar găsirea soluțiilor împreună. Da, accept că ceea ce trăiești nu a fost alegerea ta, este dificil și pentru mine, dar pentru că eu nu am depresie și sunt într-un loc mai stabil, te asigur și te reasigur zi de zi că este doar o etapă și o să trecem prin asta împreună. Nu te las pe tine acolo, singură, în cameră. Sau, ba mai degrabă, ți iau și bebelușul pentru că mi se pare că nu te descurci cu el. L-ai amintit pe Dumnezeu, l-ai amintit și pe cel rău, așa contextele, și cred că o minciună pe care ne-o spune mereu și mereu, indiferent de context, cel rău, e să nu vorbim, să nu spunem cu voce tare ceea ce simțim, dar e o minciună, pentru că în momentul în care spui, simți cum se ridică așa de pe umerii tăi greutatea aceea, sacul pe care l-ai dus, și că l-am pomenit pe Dumnezeu, cred că nu putem să nu avem un moment în discuția asta în care să vorbim și de parcursul spiritual, să-l numesc așa, al mamei care se confruntă cu așa ceva. Există cumva conceptul ăsta, sau poate este în mintea mamelor care au trecut prin asta, dacă sufăr de depresie, înseamnă că am eșuat spiritual. Am fost un bun creștin înainte și totuși am ajuns să mă zbat cu asta. Cum gestionez eu ca mamă vina de a fi eșuat în acest domeniu spiritual și cum pot să lupt biblic împotriva depresiei sau împotriva depresiei, dar și împotriva vinei care tot vine peste mine? Ai punctat foarte bine minciunile astea pe care ni le spune diavolul și realmente cred că ăsta e unul din secretele lui cu care reușește să ne învăluiască și să ne țină într-o luptă nenecesară. Faptul că cărăm poveri de unii singuri este satisfacția lui cea mai mare. Pentru că noi n-am fost creați să fim singuri. N-am fost creați să fim în unitate. Dumnezeu a creat ideea de trup, adică multă, multă, multă conectare. Nu pe aici, pe acolo. Trupul presupune legături foarte clare, specifice, unitate. Ceea ce facem când nu mărturisim prin ceea ce trecem, când nu avem comunitate sănătoasă, este să fim singuri. Este să nu trăim conform a ceea ce am fost creați să fim. Și acolo își are rădăcina și vina asta, pe de-o parte, pentru că ne fiind în relație și ne lăsându-i pe ceilalți să știe cu ce ne confruntăm, nici nu putem să primim acceptare. Din nou, mergem într-o spirală care duce la niște complicații serioase. Pe de altă parte, există în foarte multe cazuri și răni anterioare în care am văzut pe alții fiind acuzați. O, are depresie sau are nu știu ce boală, sigur l-a pedepsit Dumnezeu. N-am auzit pe nimeni să spună că cineva care suferă de gastrită l-a pedepsit Dumnezeu. Și ne ducem și luăm medicație pentru gastrită, sunt și contexte de biserici în care orice boală este tratată ca o pedeapsă. Din punctul meu de vedere, înțelegerea mea din scriptură nu este asta. Eu nu înțeleg cam un Dumnezeu care stă după colț cu o bâtă de baseball și de-abia așteaptă să mă prindă. Cum am făcut o greșeală să mă pedepsească? Nu așa îl înțeleg pe Dumnezeu. Înțeleg că suferința face parte din procesul de sfințire, dar nu înțeleg că de-abia așteaptă să dau cu bâta în baltă ca să mă pedepsească. Și atunci aș spune că vulnerabilitatea și crearea de contexte și de relații în care să stau cu ceea ce trăiesc în fața Domnului este secretul de a trece peste vina asta și cred că în orice luptă este și ceva spiritual. Dar cred din toată inima că depresia postnatală nu apare doar pentru că nu te-ai rugat tu suficient. Cine se roagă suficient? De ce n-are toată lumea depresie postnatală? Pentru că cred că este și o componentă spirituală, lumea căzută în care trăim. Lucrurile sunt foarte complexe și este un mix. Și dacă aleg să stau doar cu vinovăția, asta doar mă va îndepărta de Dumnezeu.
pot să văd că nu-mi e bine și să aleg să fac ceva tocmai încercând să fiu bine și din punctul ăsta de vedere. Și unde este Dumnezeu în depresia mea? Am acest diagnostic, poate nu mă pot ruga acum, deși în gândul meu știu că doar Dumnezeu mă poate ajuta să ies din asta, chiar dacă apelez la ajutor specializat, chiar dacă poate ajung chiar și să iau medicație. În spatele minții am această conștientizare că doar Dumnezeu mă poate vindeca pe deplin, dar n-am acum puterea asta de a merge și a-i cere acest lucru. Pot în parcursul ăsta, chiar dacă n-am puterea aceasta, să-L mai găsesc pe Dumnezeu? Cu siguranță. Pentru că, și aici din nou, vorbesc din înțelegerea mea, eu cred din toată inima că Dumnezeu n-a plecat nicăieri. Faptul că eu nu pot să-L percep în acel moment este normal. Nu mai pot să-i percep aproape nici pe cei pe care îi văd. Chiar dacă îl văd aproape pe soțul meu, pe copilul meu, nu pot să mă conectez cu el. Același lucru se întâmplă și în relația cu Dumnezeu. Dar asta nu înseamnă că nu e acolo. Faptul că îl văd pe soțul meu și nu pot să mă conectez cu el nu înseamnă că el nu mă mai iubește. Tocmai de aceea rămân acolo în relație și apelez la toate resursele ca să trec prin perioada asta. Dumnezeu este în continuare acolo și când eu nu-L simt aproape. Și aș zice că aș putea să-L experimentez tocmai prin oamenii din jurul meu. Dragostea Lui, apropierea Lui, prin oamenii care pot să întindă o mână de ajutor, prin oamenii care, deși poate nu înțeleg, spun, e ok, stăm aici împreună, eu o să stau cu tine. Nu ești singură, dar poate dacă n-ai astfel de oameni, vreau să-ți amintești că e normal că nu poți să-L simți pe Dumnezeu acum, dar El n-a plecat nicăieri. Rămâi acolo și o să experimentezi din nou prezența. Ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că dacă ne-am bazat doar pe ce simțim, ar fi complicat, pentru că emoțiile noastre sunt influențate de multe alte lucruri. Dar cuvântul lui e singurul care nu se schimbă și rămâne real. Și m-aș uita la oameni, la psalmiști, m-aș uita la Ilie, m-aș uita la alți oameni din Biblie care pare că au trecut prin niște lupte destul de grele. Dar nu s-a terminat acolo. Așa e. Mi-a plăcut mult cum ai spus că chiar dacă eu nu îl percep pe Dumnezeu în acel moment al văii umbrei morții, să-i zic așa, El e acolo, El ne-a plecat nicăieri, doar că nu pot să văd eu în momentul ăla. E prea întuneric în jurul meu așa ca să îl mai percep. Dar ce cred eu e că prin ajutor, chiar dacă la început apelezi la ajutor doar pentru că tu vrei să fii o mamă funcțională, o mamă ok pentru copilul tău și o soție prezentă, ulterior începe să se facă lumină, se mai dispersează așa umbra aceea, întunericul acela și încep să vezi. Dacă acum nu te poți ruga, nu înseamnă că așa va fi pentru totdeauna. Cu siguranță! Da, nu înseamnă că dacă acum nu poți să deschizi Biblia sau nu te conectezi cu nimic din ce citești în Biblie, nu înseamnă că așa va fi mereu. Poate este nevoie de acest ajutor care să vină din partea unui om și acel om să-ți deschidă ție mintea asupra perspectivei lui Dumnezeu despre depresie, că nu te-a pedepsit cu această depresie, că poate să iasă ceva bun din parcursul tău și chiar să înflorești din valea asta. De acord cu tine și am văzut asta în experiența mea cu oamenii în cabinet. Am văzut asta întâmplându-se și nu e ceva din teorie, ci din ceea ce am trăit și este extraordinar să vezi mămici care parcă îl percepe Dumnezeu la un alt nivel, care înțeleg mai bine ce a așezat Dumnezeu în ele, care apoi se duc și sunt o binecuvântare în familia lor și în comunitatea lor, ceea ce este lucrarea lui Dumnezeu și extraordinar de încurajator. Da, asta îmi vine să zic că există viață după depresie. Da, wow. Pentru că depresia este o etapă și tu nu ești depresia. Da, uite, că tot ai spus, următoarea mea întrebare era așa, o frământare pe care cred că are multă lume. Voi scăpa vreodată de depresie? Da, sunt foarte multe mămici care au scăpat de depresie. Da, odată adresată și tratată, este ceva ce poate să dispară. Îl am pe soțul meu care mă ajută cu prezența lui în viața mea. Reușesc să zic acum, în acest punct, să mă conectez măcar puțin cu Dumnezeu, dacă nu reușesc să mă pun practic pe genunchi și așa. Gândul meu este la Dumnezeu și la ce vrea să facă El prin acest proces.
care ar fi alte metode practice prin care eu ca mamă pot să am grijă de mine în contextul în care sunt, ca să evit să ajung din nou poate în acel punct negru și chiar să lupt cumva împotriva întunericului care încă e prezent? Cred că ar fi câteva lucruri în funcție de fiecare persoană cu ce rezonează, cu ce simte că ar fi dispusă să facă. Cred că în afară de relația cu soțul, din nou amintesc, e foarte important să fiu și în alte relații, să caut. Poate nu sunt relații vechi, să caut să creez. Poate mă conectez cu alte mămici care au bebeluși de vârsta mea și știu prin ce trec fără să stau să explic prin o mie de cuvinte. Caut comunități sau poate creez eu o comunitate mică la început, că așa e, comunitățile n-au fost dintotdeauna mari și nu trebuie să fie mari. Conectarea cu alți oameni, pe scurt. Asta ar fi. O tehnică care funcționează foarte bine este ținerea unui jurnal. Pentru că tu spuneai și povesteam mai devreme să apelezi la un specialist, aș spune că sunt puține biserici în care există consilieri ca să poți să te duci fără bani și unele mame poate se luptă cu partea asta financiară și nu își permit, din păcate. Și atunci o tehnică foarte bună este ca acel prieten cu care povestești să fie jurnalul în care să treci toate gândurile, toate trăirile, pentru că astfel e o descărcare și aș zice că trecând prin acest proces și având jurnalul la îndemână, mai târziu rămâne așa și ca o piatră de aducere aminte că uite pe unde ai trecut cu Dumnezeu și a fost acolo, lângă tine. Pur și simplu să-ți verși inima în jurnalul respectiv. Și dacă mergi la un specialist sau dacă ai o comunitate de prieteni, nu exclude acest lucru să ții un jurnal în care să scrii trăirile. Aș spune că multe mame, odată ce dau naștere unui copil, și la început e firesc să fie absorbită în tot ce presupune rutina bebelușului, dar uită că ele în sine sunt organisme separate. Și da, dacă bebelușul este alăptat, bineînțeles că trebuie să fie destul de mult la dispoziția bebelușului, dar odată ce trec primele săptămâni, deja devin un pic mai predictibil și dacă ai un soț care este prezent, dă-ți timp și dă-ți voie să ieși la o plimbare. Nu vorbim despre 5-6 ore plecată de acasă, ci uneori vorbim efectiv de 15-30 de minute și te-aș încuraja, mamă dragă, să nu te duci în mall în prima fază. Te-aș încuraja să te duci undeva în natură. Pentru că, fără să ne dăm seama, când trecem prin momente grele, gălăgia și supraaglomerația ne agită și mai tare, chiar dacă nu conștientizăm, iar o plimbare în natură ajută la autoreglare, ajută la descărcare. Și apoi o să vezi că poți să te întorci acasă cu mintea puțin mai limpede. Un alt lucru care presupune un pic de... trebuie să fii puțin mai conștient de sine și să fii lucrat puțin cu tine, este că dacă experimentezi, de exemplu, anxietate sau gânduri intruzive, să faci exercițiul ăsta mental în care să-l așezi un pic deoparte și să spui, ok, te văd, te aud, acum te așez aici pentru că eu am un pic de treabă și mă uit mai târziu la tine, peste o oră. Și peste o oră să mă uit, e posibil să pot să vin cu o altă perspectivă și să nu mai trăiesc panica respectivă. Deci cumva, într-un fel, distragerea atenției, dar nu printr-o muncă continuă, pentru că asta vine ca un bulgăre din ăla de zăpadă care tot crește și la un moment dat vine într-o avalanșă, adică nu printr-o distragere, nu prin negare. O, eu nu trăiesc lucrurile astea. Ba da, le trăiesc și e greu să le trăiesc, doar că acum aleg să mă ocup de copil, aleg să am grijă de mine, aleg să fiu în contact cu soțul meu și gândul ăsta mă ocup de el puțin mai târziu. Asta e puțin mai dificil, și dar cu exercițiu se poate întâmpla și funcționează foarte bine. Mm-hmm. Cred că chiar dacă nu ajungi să mergi la o ședință de terapie, prin exercițiu poți să faci parcursul ăsta pe care tu ni l-ai spus, să punem gândul deoparte și chiar să reușim. Ai amintit chiar la început că una dintre metodele practice ar fi conectarea cu prietenele, cu alte persoane din jurul nostru. Dar există acest parcurs în care tu devii mamă, poate prietenele din jurul tău
n-au devenit mamă sau au devenit deja și au copii mai mari decât tine. Și tu treci prin acest parcurs de adaptare cu bebelușul, dar treci și prin depresie postnatală și te retragi cumva. Te autoizolezi, mai mult sau mai puțin. Și prietenele îți dau voie în sensul că nu te mai caută la fel de mult ca înainte. Și ele cred că, a, e un proces normal de adaptare. Acum se conectează ea cu bebelușul și cu soțul ei. Totul e minunat, extraordinar ce se întâmplă în acea familie. Dar tu treci prin acest parcurs dificil. Cum pot eu ca mamă să mă duc către prietenele mele care simt că m-au dat cumva la o parte și au impresia că totul este în regulă cu mine? Ai spus foarte bine, am impresia că m-au dat la o parte. Pentru că, în realitate, pentru ele este o realitate necunoscută prin ceea ce trec eu. Și atunci, parcă din ce în ce mai mult trăim într-o cultură a individualismului. Și parcă ne e și frică să intrăm în viața celuilalt ca să nu creadă că sunt băgăcios. Doar că este o diferență între a fi băgăcios și a fi curios și suportiv și a fi prezent. Aș zice că e de ambele părți. Dragi prietene, dacă ai o prietenă care a născut și tu nu ai copii, prietenia dintre voi nu s-a terminat. Relația nu s-a terminat. Doar se va schimba puțin, într-adevăr, mai ales în primele luni, până prietena ta acum și mamă mai adaugă un rol la ceea ce a fost ea până acum, va putea să înțeleagă cum se integreze acest rol în viața ei. Dar nu înseamnă că a dispărut cu totul. Acum e doar mamă. Este și mamă. Lasă-ți prietena să știe că te gândești la ea, că vrei să mai ieși cu ea când ea e disponibilă. Poate, tocmai pentru că n-ai copii și poate ai o fărâmă mai mare de timp, nu o întreba dacă are nevoie de ceva. Știi ce mâncare îi place. Du-i o caserulă cu mâncare. Lasă-i la ușă cu un bilețel drăguț. Fii disponibilă pentru prietena ta. Sau dacă ești o mamă care are copii și a trecut de perioada cu bebeluș și acum navighezi mai bine prin drumul ăsta, prin călătoria asta, știi pe unde ai trecut și cât de dificil a fost, fii tu la rândul tău o binecuvântare pentru mamele care de-abia au născut. Iar ca mamă, foarte important să-ți amintești că dacă te simți dată la o parte, este în general o impresie. Este ceea ce trăiești în momentul ăsta. Dar, din nou, prietenele tale nu au dispărut. Iar primul pas, asta mi se pare esențial, vulnerabilitatea, cred că nu întâmplător ai ales denumirea asta, este atârnă așa de greu, pentru că e esențială în relații. Fără vulnerabilitate nu avem relații. Avem o impresie de relație. Dacă ne dăm voie să fim vulnerabile și doar nu trebuie să ne vărsăm sufletul cu totul, să stăm 2 ore să plângem la telefon, ci doar să dau un mesaj și spun, e mai greu decât credeam. Să le dau voie să știe măcar o părticică din ce se întâmplă cu mine. Reținerea asta din a spune e mai greu decât credeam, în special poate unei persoane care nu are copii și poate își dorește și este într-un parcurs de așteptare sau încă nu e decisă ce să facă în privința asta. E foarte dificil, pentru că ție ca mamă, cumva te gândești și la binele prietenei tale, că acolo în depresie te gândești la toate părțile. Te gândești și să nu rănești bebelușul prin starea ta, dar nici pe oamenii din jur, chiar dacă îi simți departe de tine. Și cumva, să-ți spun eu ție, e mai greu decât credeam. E ca și cum ți-aș spune, poate ar trebui să mai aștepți. Să nu te gândești încă la copii. Sau poate așa interpretează prietena de la celălalt capăt. Uite, asta este un exemplu de overthinking, încerc să găsesc cuvântul, de o spiralare de gânduri care mă duce în ruminație și mă lasă în niște scenarii care mă îndepărtează de relații și mă duce la extrema opusă de a fi vulnerabil. Îmi creez ziduri, îmi creez o realitate mai neagră decât e de fapt. Gândind ceea ce gândește cealaltă persoană, e ca și când eu aș fi 2 persoane și eu știu tot ce e în mintea celuilalt. Relațiile sănătoase presupun limite sănătoase și presupun asertivitate, adică a comunica ce ține de mine și să-ți dau ție voie să alegi
conform cu nevoile, cu putințele tale, cu dorințele tale, ceea ce se va traduce într-o acțiune. Pentru că eu sunt responsabilă de mine, asta nu înseamnă că o să mă duc și o să-i copleșesc pe ceilalți, dar vezi, între a-i copleși, din nou, sunt extreme, a mă duce și a mă plânge tuturor că ce greu e să fii mamă de bebeluș versus da, poate îi fac rău dacă îi spun, dar dacă nu o să mai vrea să aibă copii, dar ce o să se întâmple cu ea? Asta iar e o minciună a diavolului în care răsucește și răstălmăcește lucruri bune și le face să fie complicate. Și este foarte dificil, într-adevăr, să fii vulnerabil, că sună așa, fii vulnerabil, ăsta e secretul. Nu, pentru că cele mai mari răni s-au întâmplat în relații, dar și cea mai mare vindecare este tot în relație. Cred că e bine totuși că am menționat cumva extremele astea și de o parte și de alta. Că poate cineva a fost acolo la extreme și n-a găsit până acum punctul ăla în care să se identifice cu altcineva care are o luptă asemănătoare. La început am spus puțin așa despre lipsa deschiderii acestui subiect în biserică, dar sunt curioasă cum vezi tu lucrurile așa din perspectiva ta de consilier, de psiholog. Crezi că biserica ar trebui să vorbească mai des și mai deschis despre asta și dacă da, în ce formă ar putea să facă acest lucru? Din punctul meu de vedere, cred că ar fi de un real folos să vedem realitatea mamelor la început de drum, așa cum e, cu bune și cu grele. Pentru că vin mamele cu copii în brațe la binecuvântare și punem poze frumoase pe videoproiector și zicem, vai ce minunat și ce binecuvântare. Din nou, este o binecuvântare. Greutatea nu anulează binecuvântarea, dar idealul pe care îl văd eu ar fi dacă biserica este puțin mai mare, de grupuri mici în care să existe femei care specific se ocupă de mamele care nasc. Să fie acolo, să organizeze un sistem în care timp de 3 săptămâni mama respectivă are asigurată mâncare. Să existe un sistem de suport în care se asigură acel grup că mama respectivă are cu cine să vorbească. Adică în felul ăsta văd eu că biserica ar putea să facă diferența, nu neapărat făcând o predică despre depresia postpartum, ci despre a fi o comunitate reală, să fie prezentă acolo în viața mamei și a tatălui, că din nou îl tot excludem bietul de el, dar și tata trece prin schimbări foarte mari și uneori se luptă cu gânduri tare dificile. Așa că, cumva, și de o parte și de alta, să se asigure că părinții care trec prin etapa asta nouă au suport și să fie cum există departament pentru primirea oamenilor în biserică, departament pentru diverse alte lucruri, să existe un departament, dacă sunt suficienți oameni, în care specific se știe cine urmează să nască și să se ocupe de lucruri practice și specific să-i poarte în rugăciune pentru perioada aia în care se află. Wow, chiar că e o perspectivă faină. Eu mă gândeam așa, direct, doar la predică, să se spună de la amvon, să știe toată lumea că există, că e tratabilă, cumva ce spune Biblia despre asta și cam atât. Dar, într-adevăr, trebuie început la nivel micro, că nu mă salvează predica respectivă, dar poate să mă ajute foarte mult sora aia care vine la mine și stă o jumătate de oră și ține ea poate bebelușul în brațe, sau se uită cum doarme și știu că nu se întâmplă nimic cu el și eu pot să fac un duș. Mi-aș dori să fie acest gând al tău o inspirație pentru oamenii din bisericile care ne ascultă și pentru femeile în special, că femeile sunt motoare care pornesc multe lucruri Da. și să se întâmple, cum ai spus tu, o comunitate mică, 3, 4, 5, 10 Da. persoane pot să susțină o mamă sau două care trec Da. aproape deodată printr-o naștere. Cum le-ai încuraja pe femeile care sunt în lupta cu acest diagnostic sau își dau seama că au simptome și cumva se diagnostichează ele însele, fără un specialist? Le-aș încuraja spunându-le că depresia presupune o vale adâncă, neagră, dar nu e totul.
Valea are și un urcuș. Și să caute cu atenție în jur pârghile necesare, să se ancoreze puternic, chiar și când nu simt, în adevărurile Scripturii, pentru că asta, împreună cu oamenii din jur, o să le ajute să treacă de perioada respectivă și că noi suntem complexi. În orice om, orice suferință ar avea, există și o parte care a rămas sănătoasă. Și partea sănătoasă, încurajând-o și crescând-o, se extinde și poate să vindece și celelalte părți din noi. Depresia este doar o bucățică. Ele au multe lucruri de oferit și dacă trec pe aici, nu este vina lor, nu e ceva ce au ales, nu e ceva ce și-au dorit, nu e ceva ce le ia din ceea ce pot ele să ofere. Depresia te schimbă, dar depresia nu spune totul despre tine, cam asta înțeleg eu. Așa este, depresia te afectează și te schimbă, dar nu te distruge cu totul. Tot ce îmi vine în minte este că există viață bună după depresie. Da, cred că rămânem cu fraza asta. Există viață după depresie și există viață bună, mai ales, cum ai spus tu, dacă rămânem ancorați în adevărurile Scripturii, în promisiunile lui Dumnezeu, chiar dacă nu ne identificăm cu ele la momentul respectiv. Exact. Dar e important să le lăsăm să ruleze în mintea noastră, chiar dacă nu le simțim ca fiind reale. Pentru că adevărul nu se schimbă în funcție de cum simțim noi, de aceea îl numim adevăr. Da, wow, ce perspectivă faină. Și acum, în încheiere, aș vrea să ne întoarcem la fetițele tale pe care le-ai pomenit chiar la început și ca să încununăm această discuție despre mame și despre luptele lor, te întreb ce vrei să le lași moștenire fetițelor tale. Spuneai tu că îmi lași surpriză la final. Ți-am lăsat. Dacă ar fi să mă uit în adâncul inimii, ce îmi doresc din toată inima este să rămână cu ele. Faptul că a-L avea pe Dumnezeu este cel mai de preț lucru, dar nu la nivel de teorie, ci pur și simplu să le las moștenirea unei trăiri la pas, așa, în viața de zi cu zi, în care în cele mai mici lucruri, dar și în cele mai mari, că vin și provocări mari, și cumva autenticitate. Aș vrea să fiu o poartă de cunoaștere a lui Dumnezeu, dar nu la nivel teoretic, ci pur și simplu cu autenticitate în care uneori, așa cum e depresia, sunt și alte momente în care e foarte dificil. Și uneori am îndoieli și uneori parcă nimic din ce știam nu mai e valid, ci totuși Dumnezeu e acolo. Și asta aș vrea să vadă, că dincolo de orice experiențe, dincolo de trăiri, El rămâne prezent și viața cu El este o realitate. Nu e doar ceva ce citim în Biblie. Wow, ce fain! Cred că o să medităm mult la moștenirea pe care vrei să le-o lași tu, ca să ne-o și însușim, într-un fel, mai ales noi așa, mai proaspetele mămici. Eu îți mulțumesc tare mult! Apreciez deschiderea ta și că ne-ai purtat așa prin tot drumul ăsta lung și dificil și sper să fie cu adevărat o mână întinsă către alte mame și, cu permisiunea ta, o să pun datele tale de contact. Nu știu cât de aglomerată ești și dacă cineva are nevoie de ajutor, dar poate măcar să-i ghidezi tu până facem lista respectivă spre alți colegi de-ai tăi care ar putea să le vină în ajutor. Adela, îți mulțumesc foarte mult! Îți mulțumesc și eu foarte mult, a fost o reală plăcere! Mulțumesc că asculți podcastul Vulnerabil! Sunt recunoscătoare pentru fiecare poveste, experiență, luptă și victorie pe care le pot împărtăși cu tine și care ne vor determina pe toți să ne uităm mai îndeaproape la credința pe care o trăim zilnic. Dacă ți-a plăcut acest episod, te rog să lași un rating și un review pe Apple Podcasts, Spotify sau oriunde asculți podcasturi. Nu uita, doar cu ajutorul tău aceste povești cu impact pot ajunge și la altcineva care are nevoie de ele. Spune-le prietenilor, familiei, celor din biserică și tuturor cunoștințelor despre podcastul Vulnerabil. Vrei să contribui și să mă susții în crearea episoadelor viitoare? O poți face printr-o donație.
Găsești toate detaliile pe ramonalazar.ro la secțiunea Donează. Până la episodul de săptămâna viitoare ne întâlnim pe Instagram, YouTube și Facebook, unde mă găsești sub numele de Rami Lazar. Ne vedem acolo!